Păi Are aia din față. deci, Respectatori, ca vă asta o să spune se Viorel schimbe. Radulescu. Avem bucuria deosebită ca seara aceasta să-i avem în următoarele 50-60 de minute alături de noi. Trei invitați absolut speciali. Niște oameni de la care eu sunt sigur că vom mai pune câte o piatră așa la temelia noastră culturală. Este vorba despre doamna profesor universitar Mioara Roman, Bună seara! specialist în limbi arabice și în cultura arabă, domnul general Constantin Degeratu, Bună deja seara! o mare personalitate a României din punct de vedere militar și nu numai militar, și în ultima perioadă didactic, și domnul lector universitar Marian Cofle. Le mulțumim încă o dată că și-au făcut timp ca în această după-amiază de marți, a lui septembrie 2015, să poposească puțin timp și în orașul nostru Giurgiu, capitala județului Giurgiu, pentru a aborda împreună o temă deosebit de interesantă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă de câteva luni în zona noastră și nu numai în zona noastră. Este vorba despre fenomenul ăsta care, într-un fel, este surprinzător pentru mulți dintre noi, într-un fel nu e surprinzător, oricum este o noutate. Vorba despre marea migrație, deja aș putea spune, a unor popoare, a unor cetățeni din zona Orientului apropiat și mijlociu către Europa de sud-est și mai departe, centru și vestul Europei. Sincer să vă spun, nu am făcut niciun plan de emisiune și bine am făcut. Pentru că lucrurile sunt așa de mult de vorbit, de povestit, încât vom încerca, în scurtul timp pe care îl avem la dispoziție, să prindem câteva idei principale. Politețea ne obligă să îi dăm cuvântul doamnei Mioara Roman să ne spună câteva idei despre această temă. Tema e foarte vastă și foarte Extrem de vast. importantă și este greu de explicat în cuvinte puține, lucruri multe și fundamentale. Ce pot să vă spun este că să începem totuși cu migrația asta, care eu, să-mi permiteți, eu le-aș spune emigranți de război. Pentru că totuși ei pleacă de la casa lor și vin înspre Europa, într-o parte și într-alta, pentru că în Siria, conducătorul lor, Bashar al-Assad, a început un război care durează din 2013, 11, pardon. În 2013 au fost mai multe faze. Ce se întâmplă în acest război? Să-ți omori concetățenii tăi, sunt peste 200 de mii de morți. Sigur că o să mi se spune că au intervenit și Daesh-ul și ISIS-ul și așa mai departe. Dar, până la urmă, rezultatul este că au murit peste 200 de mii de oameni. Deci, principalul motiv pentru care ei părăsesc Siria și, sigur, prin extindere, acolo deja sunt alte teme, este faptul că e război și ei nu mai au unde să locuiască. Să știți că eu urmăresc și pe alte posturi și am văzut, sunt zone care sunt trase, domnul general știe mai bine decât mine, un anumit armament. Deci oamenii întâi nu au avut lumină, după aia apă, după aia
curente, cum se numește, căldură, și în final n-au nici ce mânca și peste toate se aruncă nu știu ce arme, se folosesc, care distrug cartiere întregi. E vorba de orașe foarte importante. O să spun exact două fraze despre Siria. Siria este o țară, nu trebuie să uităm, face parte din leagănul începuturilor civilizației umane. Sunteți de acord cu mine? Da, Siria. Siria. Asiria, da. Ce țin eu minte din prima vizită când am făcut-o acolo, este că e moscheea Damascului, lângă este biserica lipită, unde este capul Sfântului Ioan Botezătorul, și în spate era strada evreiască, unde erau și, mă rog, și lăcașuri religioase, dar și comerț, etc. Prin tradiție, Siria este o țară, și aici mă bucur că domnul Cristoiu e de aceeași părere cu mine, în care clasa de mijloc a fost foarte puternică și unde nu existau, știți că ne-am obișnuit să zicem, arabi, săraci sau foarte bogați și așa mai departe. Nu. Siria a fost o țară așezată cu o mică burghezie, ca să citesc al-Ziarist, puternică, și în care există 1,7 milioane de creștini, cam 10% din populație, și care, cum să vă spun, nu s-a manifestat mai niciodată într-un mod foarte, vorbesc în lumea modernă, foarte agresiv. Fata mea cea mare, Catinca, a fost acolo exact cu un an înainte să înceapă, în 2010, și a venit încântată că oamenii sunt drăguți, e o lume liniștită și așa mai departe. Bineînțeles că limba dominantă este limba arabă, care este folosită și în presă, la radio, televiziune, etc. Deci ei sunt arabi. Dar acolo există cam 60.000 de sirieni care încă vorbesc aramaica, limba lui Iisus Hristos. Au o pătură intelectuală puternică și vă spun că sunt și în România doctorii aceștia, de la Raed Arafat la cine vreți, sunt sirieni de obicei. S-au venit din vechea Palestină și crescuți aici. Deci e păcat că un dictator, el este fiul lui Hafez al-Assad, prieten bun cu Ceaușescu, și fiul lui urma să, de fapt fratele lui trebuia să fie, a avut un accident, el e medic stomatolog la Londra, face asemenea minuni. Cred că ați văzut că au dat și sarin și au murit copii mulți, și nu știu dacă observați, grupurile acestea care vin sunt în general ca imagine, deci nu știi nimic și îi vezi, da? Sunt oameni așezați cu familii, cu 3, cu 4, cu 2, cu 6 copii, și gândiți-vă că plătesc sume foarte mari. Acum, eu o să intervin mai târziu pentru ca să mai spun totuși de ce ar trebui... Părerea mea, încă ceva. Eu nu cred că mulți vor veni fără să se întoarcă. Adică, după... Eu îi cunosc, să zicem, prima dată am fost în 60 și, deci, mă rog, sunt ani mulți. Sunt o țară așezată. Adică nu sunt, să zicem, ca nord-africanii care sunt berberi și mai... Nu. Sunt o țară, cum să vă spun eu, așezată, cu o tradiție pozitivă, în care au trăit foarte bine și pe evrei, și creștini, și așa mai departe. Da. Domnul general. Deci v-am spus, mă iertați, că din toți acest, da, că 1,7, deci 17, da, la 1,7 1.700.000 sunt creștini, adică 10% din populație. Da. Domnule general.
Da, o abordare culturală firească a acestei probleme, ea însă este o abordare, adică această problemă este însă una mai complexă, una politică la ora actuală în Europa, și motivul pentru care chiar am acceptat invitația de a veni aici este și legat de fenomenul care s-a întâmplat anul, se întâmplă anul acesta, adică acest flux masiv, aparent organizat și care a zguduit și zguduiește din profuzim temeliile Uniunii Europene. Am venit la Giurgiu pentru că Giurgiu ar fi putut fi sau ar putea fi, Doamne ferește să nu fie așa, unul din punctele fierbinți ale acestui exod sau ale acestei confruntări, așa cum sunt, să zicem, localitățile de pe granița de sud, acum localitățile pe granița de sud a Ungariei. Și problema este ce se întâmplă, să înțelegem ce este acest fenomen și, desigur, cum ar trebui procedat într-o astfel de situație. Printr-o abordare culturală, o abordare emoțională, o abordare pragmatic-politică, o abordare de securitate, deci sunt multe fațete ale fenomenului. De câteva vreme, pare destul de limpede că ceea ce se întâmplă, fenomenul natural al migrației este bine cunoscut. Există de ani de zile, există chiar un flux constant, destul de mare al unor persoane care vin din Orientul apropiat și din nordul Africii, o altă parte care vine din Africa subsahariană, începând din Somalia, Etiopia, Eritrea până în Nigeria sau alte zone, și o altă parte care vine din Asia de sud, sud-est, Asia centrală, zona Afganistanului. Până acum, acest fenomen a avut, să zicem, deși a constituit o preocupare, a avut o formă de manifestare care nu au trezit îngrijorări majore, nici ale politicienilor, nici ale populației Uniunii Europene. Fenomenul de anul acesta nu este însă, să zic, cu totul surprinzător, pentru că preocupări privind modul de gestionare a acestei chestiuni sunt, mă refer la preocupări publice importante, sunt semnalabile și anul trecut. În summitul NATO din țara Galilor este amintit acest fenomen și este stabilită, să zicem, o anumită linie strategică de tratare a lui. Atunci au fost abordate trei probleme majore de securitate pentru Europa din perspectiva NATO. Agresiunea rusă din estul Europei, fenomenul terorist major reprezentat de ISIS în Orientul apropiat și fenomenul migrației în sudul Europei și securitatea frontierelor Europei de sud și de sud-est. Deci n-ar fi, să spunem, lipsit de importanță, antecedentele. Problema este că anul acesta s-a produs ceva cu totul surprinzător, deci o anumită intensitate a fluxului, ritmicitatea fluxului, direcționarea fluxului pe axa Turcia, Grecia, Macedonia, Serbia și Ungaria. În acest context au apărut problemele primirea sau neprimirea numărului de oameni de primiți, a apărut de această declarație a Germaniei că ar putea primi 1 milion sau 800 de mii sau altcumva, și după care au apărut problemele reale ale modului de gestiune a acestei situații. Probleme din perspectivă umanitară sau din perspectivă politică sau din perspectiva stărilor de securitate. Definirea lor ca refugiați de război, așa cum prevede dreptul internațional, și tratarea lor ca refugiați de război este o problemă care ar trebui clarificată. Deci statutul de refugiat de război are niște condiționări. Definirea lor ca imigranți, și acum vedem dacă legal sau ilegal, este o altă problemă. Uniunea Europeană are o politică europeană comună privind azilul, dreptul de azil, deci privind imigranți, Uniunea Europeană. NATO are o problemă de securitate referitoare la această chestiune. Problema pe care însă trebuie să o vedem acum este, sau sunt două aspecte ale problemei. Una, unde și câți dintre acești oameni ar trebui găzduiți în Uniunea Europeană, odată, și al doilea, cum să se comporte autoritățile la sosirea acestor. Și ca problema acută de securitate a apărut în momentul în care la granița de sud a Ungariei a început construcția unui gard, după care a început incidentele, după care a început presiunea
Comisiei Europene, deci o presiune administrativă, de împărțire a acestor oameni sau a unora dintre ei în cote obligatorii între țările membre ale Uniunii Europene. Și deci din acest problemă a devenit o problemă de securitate națională, o problemă de securitate europeană și îndrăznesc să cred că ar fi și o problemă de securitate euroatlantică, deci NATO, așa cum a discutat anul trecut, ar fi trebuit să fie prezent în această situație. Dezbaterile în România sunt de această natură. Să primim atâți cât vrem, cât putem, cât decidem ca nație și să acordăm azil acestora potrivit regulilor de drept internațional și a politicii europene comune în acest domeniu sau să primim atât când ne-ar repariza Comisia Europeană. Și al doilea, felul în care ar trebui primiți în mod organizat, respectând toate regulile suveranității și regulile de luptă împotriva terorismului care se aplică în mod obișnuit sau așa cum doresc ei. Aici este chestiunea și aici a început discuția în legătură cu acest tratament. Deci România a declarat că ar putea primi atât cât a avut promis că pregătește și a pregătit condiții de cazare. Din fericire, până în prezent, fluxul acesta nu a privit România. Spun din fericire până în prezent, dar asta nu este o scuză în legătură cu deciziile și poziția României. Din nefericire, cel puțin o țară, Ungaria, a fost depășită de evenimente, de situație, în condițiile în care, pe segmentele anterioare, toate celelalte țări nu și-au îndeplinit obligațiile. Obligațiile internaționale sau obligațiile de țară membrănată sau obligațiile de țară membră a Uniunii Europene. Ai considera pe toți refugiați de război este imposibil pentru simplu motiv că nu există o bază obiectivă. Există un singur război în această zonă, în Siria. După majoritatea datelor, că aici se lucrează cu date atât de diferite încât e greu de extras, după majoritatea datelor, în rândul celor 500, 600, 700 de mii, câți vor fi venit până acum, numărul sirienilor nu depășește procentul de 20%. Interesant. Deci, din start, nu mai beneficiază, nu putem beneficia de prezumția că toți sunt refugiați de război. Sunt și din Irak. Irakul, din perspectiva noastră, nu este o țară de război, pentru că avem trupe acolo și deci se asigură securitatea, sau am avut trupe acolo și se asigură securitatea, vin din Somalia, din Eritrea, din Africa subsahariană în general, din Pakistan, din Afganistan, din Nigeria. Deci, din punctul ăsta de vedere, ai considera, din perspectiva războiului din Siria, că toți sunt refugiați de război, nu merge. Pentru că numeric nu reprezintă această cantitate. Deci nu-i poți lua prezumtiv refugiați de război. Pentru că numai refugiații de război au dreptul obligatoriu de salvare, de a li se asigura salvarea pe teritoriul unei țări. Punctul 2. În cei care încearcă să treacă în Ungaria sau au trecut în Ungaria, nu vin dintr-o zonă de război. Serbia nu este o zonă de război. Deci acolo nu se califică nicio persoană ca refugiat de război. Vin dintr-o zonă de război, au stat un an, 2, 3, 4 în Turcia. Așa mult au stat în Turcia? Da. Deci sirienii refugiați din Siria, din cauza războiului de acolo și ajuns în Turcia, beneficiază legal de dreptul de refugiați de război, care, atenție, însă sunt tratați într-un anume fel, găzduire temporară cu scopul de a fi retrimiși în țara de origine atunci când conflictul încetează. Asta este dreptul internațional și obligația internațională. Ceea ce se întâmplă acum în zona noastră, cei care ar ajunge în România, cei care ajunge, înseamnă imigranți ilegali. Din perspectiva dreptului internațional, dreptului comunitar și a dreptului intern, sunt imigranți ilegali. Ori există obligații internaționale ale fiecărui stat de a-și exercita suveranitatea asupra întregului teritoriu, există obligații ale luptei împotriva terorismului de a controla întreaga populație, fluxul de populație care intră într-o țară și există obligația guvernelor de a asigura protecția cetățenilor săi, astfel încât într-o țară se poate să intre și să circule numai oamenii care au acest drept. Deci, din această perspectivă, problema este mult mai complexă, dar mult mai simplă. Ne emoționăm de faptul că sunt oameni, familii, copii, în situații grele și pot să treacă pe oriunde, oricând doresc și oricum doresc, caz în care nu mai are sens să vorbim de securitatea națională, nu mai are sens să vorbim de suveranitate, dreptul de suveranitate și nu mai are niciun sens să discutăm despre lupta împotriva terorismului. Pentru că nu există niciun argument, nicio convingere că acest flux nu este folosit ca vehicul de introducere a prezumtivilor sau a posibilor teroriști în Europa.
Deci, din punctul ăsta de vedere, aici mi s-a părut o greșeală gravă a noastră, a românilor, a autorităților române, în momentul în care au existat posibil niște informații în Ungaria despre o astfel de posibilă invazie și a început construcția acelui gard, atitudinea românească trebuia să fie una de asigurare a securității frontierelor românești în coordonare cu țările membre ale Uniunii Europene, deci împreună cu Ungaria. Deci trebuia să avem același comportament în legătură cu această chestiune. Folosirea tuturor forțelor, mijloacelor și mijloacelor care sunt prevăzute de Constituție și de legile Uniunii Europene pentru a asigura că acest flux să fie dirijat, controlat și asigurat din perspectiva securității interne, este obligația fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Deci, acest lucru ar trebui probabil înțeles și de populația din Giurgiu. Cum trebuie să acționeze România în varianta deloc improbabilă că 1000, 2000, 10000 ar putea să fie mâine, poimâine, peste o săptămână, peste o lună la granița României, încercând să treacă în România cu gândul de a ajunge în Germania, că ăsta pare să fie, cu gândul de a ajunge în Germania, încercând să treacă pe podul de la Giurgiu, pe bărci din dreapta și stânga Giurgiului, pe oriunde ar găsi un loc, pentru că ceea ce este destul de evident la ora actuală este o operațiune majoră, bine organizată, pentru subminarea securității Uniunii Europene. Cine a organizat-o, ar trebui să avem, să zicem, informații. Eu am emis această ipoteză că este organizată de Rusia în folosul strategiei sale de diversiune, cu scopul de a distrage complet atenția de la criza din Ucraina. În Ucraina sunt peste 1 milion de refugiați din estul Ucrainei, despre care nu vorbim absolut deloc. Majoritatea lor sunt refugiați în zonele centrale și vestice ale Ucrainei. O parte sunt refugiați în Rusia. Sunt peste 8.000 de morți, în care peste 2.000 de copii au fost uciși. Sunt peste 2.000 de copii născuți în condiții absolut inumane în Ucraina. Dar despre această chestiune nu mai vorbim deloc. De ce? Pentru că este acoperită de această perdea de fum generată de această operație, practic o invazie efectivă, exploatând o slăbiciune de securitate a Uniunii Europene. În acest moment, punctul 2, Rusia a început construcția dispozitivului său de militar de preluare controlului militar asupra Siriei. Da. Dacă mai e nevoie de vreo informație suplimentară, dacă mai e nevoie de o informație suplimentară, sigur, serviciile de informație ar trebui să o furnizeze. Eu nu sunt serviciu de informație, ci analizez și concluzionez după datele publice. Dar așa pare să fie situația. În acest context, cum trebuie să se comporte o jandarmerie, o forță de poliție, dacă trebuie să construiască sau nu garduri, dacă trebuie să-i oblige să fie canalizați către centrele de primire, de recepție, de înregistrare și de organizare a șederii lor acolo, asta este o problemă pe care sunt convins că organele de ordine, Ministerul de Interne român, Ministerul Apărării român, Ministerul de Interne bulgar sau ungar, știu ce au de făcut într-o astfel de situație. Problema este atitudinea autorităților. Deci, dacă cerem în același timp să protejăm populația împotriva terorismului, dar în același timp zicem, toată lumea care vine la graniță poate să treacă până la granița ailaltă liber, cerem o situație imposibilă pentru forțele de ordine. Ne asumăm consecințele pentru populația română. Pe de o parte. Pe de altă parte, chiar a subliniat, dacă ne uităm la compoziția demografică, să zicem, a acestor mase de migranți, să vedem că este populație bine construită fizic, deci cu un anume nivel de sănătate, de antrenament, bine îmbrăcată, suficient de bine îmbrăcată, au cheltuit, se spune, bani mulți, 10, da. 15.000, 2.000 de dolari pentru a ajunge aici, într-o țară, care ar putea să fie, într-o țară în care peste 2 milioane de români, de oameni, potrivit statisticilor românești, trăiesc în România sub limita sărăciei. Limita sărăciei înseamnă 2 dolari pe zi. Cheltuielile care ar trebui să le facă o țară cu imigranți cărora ar trebui să le acorde acest statut sunt de 7, de 8, de 8, de 10 ori mai mult decât trăiește un român din cei 2 milioane de români. Aceste cheltuieli vor fi plătite de Europa. Da și nu chiar de toată Europa, pentru că sunt niște obligații ale statelor și niște obligații din bugetul Europei, adică și din banii României.
Că Europa, da, nu există, da, o Europă, da, da, diferită de România, Uniunea Europeană mă refer. Deci acum tot din banii a fiecare țări. Deci asta este problema pe care trebuie să o înțeleagă populația, asta pe care să o înțeleagă politicienii și aceste probleme să ei se răspundă. Pentru că forțele de ordine totuși trebuie să știe exact care este conduita pe care trebuie să o acorde. Să oblige pe toată lumea să respecte legea sau sunt persoane care se declară refugiați de război sau altă deasupra legii. E greu de acceptat ca într-o țară ca România sau Ungaria, niște oameni să fie obligați să respecte legea, așa cum sunt eu obligat dacă mă duc la aeroport, să mă descalțe, să mă verifice dacă nu sunt terorist, prezumând că sunt terorist. Deși nu arăta terorist, că de-aia mă descalță și de-aia mă verifică, iar ceilalți care, putem spune, suntem refugiați. Ok, liber copii către Germania. E o listă de logică în... și în gândirea noastră publică, dar lipsă de logică și în atitudinea pe care, spre exemplu, guvernul României a adoptat-o din această perspectivă, criticând măsurile luate de Ungaria. Nu critica ar fi trebuit să fie, ci o acțiune comună împreună cu Ungaria, pentru că interesele de data aceasta sunt comune. Acum aș vrea să adaug două fraze numai. Am observat totuși că în momentul în care au ieșit din Ungaria, s-a făcut o anumită ordine, ultimele imagini azi noapte, în Slovenia sau Slovacia, nu mai știu că... Slovenia, au reușit să-i organizeze și mergeau, sigur, era o coadă uriașă. Ducându-i unde? Spre Austria. Adică încălcând legea. Pentru că o țară n-are voie să admită pe teritoriul său acțiuni care nu dăunează altei țări. Este obligație... De ce austriecii nu-i primesc? Nu. De ce ar primi, ar încălca și primirea ilegală, imigranților ilegali. Da. Eu am o informație, sigur, pe surse arabe la care acces eu, că foarte mulți din acești sirieni în ultima vreme, ce spuneți, deci cei 20%, 25%, da? Cei care vin în coace și sau mulți, le-au cam dat drumul turcii. Deci erau cei care stătuseră aveau 2 milioane de refugiați. Dar să zicem, Turcia nu avea posibilități legale de a-i constrânge să rămână. Singurul lucru, înțeles că a fost un de 4 ani. Nu, singurul lucru pe care îl putea face Turcia era să nu permită trecerea ilegală a frontierei în Grecia. Foarte greu. E singura obligație pe care o avea Turcia. 2 Dar nu i-a avut în campusuri închise obligatoriu, ci a avut în tabere, da, de refugiați. Și mai este că lumea tot spune liber. De ce nu se duc în lumea arabă? Se duc. Sunt aproape 2 milioane în Iordania, sunt unde s-au mai dus? În Arabia Saudită Arabia Saudită nu-i primește. Asta e altceva, pentru că Arabia Saudită e mai complicat, nu vreau să explic acum toate detaliile, că nu au rost. Bine, în discuția sigur, asta. Sigur, întrebarea este legitimă, de ce acum, nu se duc acolo, se duc și acolo. Problema este cum se rezolvă acest flux da, ilegal care masiv pune probleme de securitate acestor țări. Și ar mai pune un hibrid, nu o bombă. Clubul de la Roma, românii nu prea știu ce este. 1973, cercul care se închide, da. 2, cercul care se închide, da. Au discutat această temă spunând că Sudul, eu am citit materialul, va veni peste noi. Și acum eu care sunt, știți, am avut o fundație Solidaritatea, deci sunt mai și femeie, și mamă, și bunică, mai, să zicem, mai sensibilă la... Poftim? Foarte bine. Mod de abordare și altfel. Domne, totuși, fără să implic ideologii neapărat, vedeți, Occidentul are în cap, Europa Occidentală are în memorie totuși faptul că o mare parte din înflorirea, din bunăstarea se trage de acolo. Pentru că vă dau un exemplu destul de poate îndepărtat, să nu discutăm cum e Anglia cu Europa. Fără imperiu, Anglia de fapt nu are resurse, deci omenirea până acum 100 și de ani a trăit în principal din resursele primare, adică căldură, în sfârșit.
englezii n-au nimic, ca și spaniolii. Mă iertați că spun ceva așa mai simpatic. Eu încerc să le explic studenților de ce după Emiratul de la Granada, nu știu ce, în 1500, Columb a plecat crezând că merge în India și ce, pentru că Spania nu are resurse. Și un student mi-a spus odată, deci domnul, au plecat de foame. Ceea ce sigur că este o figură de stil, dar este adevărat ceva aici. Pentru că nici Spania nu e o țară care să aibă pământ bun, Spania, păduri. Portugalia sunt țări care sunt foarte sărace de la Dumnezeu. Spania găzduiește peste 1 milion de, să zicem, imigranți din Maroc și peste 1 milion de români, spre exemplu. Dar haideți să ne gândim că sunt 3 milioane, iar rămân cu Solidar, femeie, bunică, mamă. Aproape 3 milioane de români sunt acolo. Și trebuie să găsim totuși așa o... Bine, care... aici, ca să mergem colocvial și cultural, din câte știm, o colonizare a Daciei s-a făcut de acolo, din peninsula Iberică. Da, știu. Da? Dacă au trimis oameni de calitate acum 2000 de ani, primesc oameni de calitate. Nu? Este doar, este reversul istoriei. Acum 2000 de ani, peninsula Iberică, împăratul Traian, a ocupat acest teritoriu, da? Dar auziți, se întorc acasă, ori, fără să am sentimente șovine și antimaghiare, totuși nu vă supărați. Nu mă supăr. Asta cu gardul e cam așa. Știți ce se întâmplă? Eu când eram mică, ca să mai facem pe oameni, la 6 ani, tata m-a dus și am văzut Auschwitz, Maidane, în Polonia. Și am rămas marcată profund. Apreciați că Statele Unite sunt o țară democratică. Da. Au un gard de 4.000 de kilometri la granița cu Mexic. Gardul acela știu, e bun? Știu. Nu știu, că nu e acela e bun. Israelul are gard de beton la toate granițele. Nu sunt este Israel. Am înțeles. Deci nu e stat democratic, nu? Israel. Domne, în ultimii problema, în ultimii una este 10, problema atitudinea mea, imagine față de un gard. Îmi pare rău, dar guvernul israelian al lui Netanyahu nu duce o politică tocmai democratică. Am înțeles, dar un guvern al unei țări are prima obligație, are prima obligație să-și apere cetățenii săi. Vedeți cum discută un civil casnic cu un militar. Și, da, pentru că tot dumneavoastră civilul cereți forțelor de ordine să vă asigure securitatea. Exact. Dar le impuneți cum să nu vă asigure. Nu, dar știți ce e bine? Că discutăm. E neclar. Între jandarmeria română, jandarmii români și demonstranții, uneori violenți, din piața universității, se pun garduri? Da? Alea sunt ridici. Am înțeles. Așa asta. E construit și va ridica. În momentul în care nu mai e nevoie. Gardurile pe care le-a construit. E foarte urât. Problema, iertați-mă, dacă vă uitați în bucătărie atunci când gătiți, toate sunt urâte. Mâncarea e frumoasă și bună. Nu, până se curăță morcovul. Problema este că acolo niște oameni vor să treacă pe oriunde. Da? Nu. Gardurile acelea sunt făcute ca să-i canalizeze pe oameni să meargă la punctul de trecere, să se înregistreze și să-și ceară azil. Uite că alții au reușit să-i pună în rând. Temporar câțiva, deocamdată. Acum și să nu uităm că în România există aproximativ 50.000 de arabi, dintre care nu problema că sunt arabi sau că sunt aici. Problema este dacă niște oameni, indiferent cum ar fi ei... Recunosc că am un... Nu, dar deci dacă niște oameni au drept... Eu am o problemă din martie 90. E o altă problemă istoria noastră cu relațiile. Am lucrat enorm de mult la construcția unei cooperări strategice între România și Ungaria. Iar acum România, spre exemplu, dorește să intre în Schengen, da? Da. Ce a făcut România acum? Și-a ratat definitiv un vot al Ungariei, pentru că pentru a intra în Schengen ai nevoie de toate voturile, pentru că în permanență Ungaria va spune România nu este capabilă să-și îndeplinească obligațiile de protecție a frontierilor, întrucât permite trecerea imigranților ilegali. Da? Și are argumente. Asta e nenorocirea acum. Asta a fost greșeala enormă a guvernului România. Știu, în loc să lucreze cu guvernul. Da, am înțeles. Nu sunt filomaghiar, că n-am niciun motiv. Am lucrat 25 de ani în Transilvania, în Armata a 4-a. Știm prin ce am trecut. Știm istoria. Nu problema asta. Problema este că acum trăim o anumită realitate și acum trebuie să acționăm împreună la fel, dacă vrem să fim la fel în Uniunea Europeană.
În momentul în care am acționat criticând Ungaria și acuzând-o de fascist, de hitlerist sau altcumva, în momentul ăsta ne-am asigurat de un vot negativ. Da, vedeți pe termen lung. Am încercat da. Să în intervin ca să facem și ceva mai vesel, că lumea nu că prea da. Acceptă. Nu, situația este mult prea tristă. În centrul Europei, în secolul 21, eu cred că stilistica e foarte importantă. Pentru că dacă punem gard, asta dovedește eșecul altor mijloace da. De protecție. Da, este. Eșecul dovedește surpriza strategică cum ați studiat și dumneavoastră da, și ați vorbit. Dar cum acționați atunci când eșecul altor mijloace este constatat? Păi trebuie să și-l asume cineva. Da, pentru că această surpriză la adresa Ungariei, surpriză la adresa României, care nu a vorbit nimic în strategia lansată în vara lui 2015 despre acest pericol. Și este, ăla e un document strategic. Este un document de strategia națională de apărare. Nu că e anumită greșit. Știm foarte bine, asta e altceva. Dacă dar trebuia greșit, să cuprindă. Dacă e anumită greșit, e clar că e greșită și în e conținut. E greșită și în conținut, sigur în că da. Și, așa. Iar surpriza apariției acestui val uriaș de migrație este foarte mare. Și nu este surpriză. Nu se știe ce a generat-o. Există o teorie care, adică ce a generat-o, ce a lansat-o, trigger efect, ca să zic așa. Cineva sau ceva? S-a spus că este prea, prea concordantă, prea în coincidență cu semnarea acordurilor nucleare cu Iranul. Și asta a detensionat atmosfera. Pe de altă parte, două lucruri vreau să subliniez. Eșecul, prăbușirea ordinii publice în Europa și a protecției, chiar dacă Europa este un bloc puternic de state din punct de vedere economic, din punct de vedere cultural, din punct de vedere militar și de inteligență, a clacat total. Și asta mi-arată că nu rușii sunt de vină. Rușii poate s-au urcat pe un val, rușii poate au prins o oportunitate, dar defectul găunoșenia este în interiorul Uniunii Europene, unde interesele sunt opuse, unde necoordonarea este totală și unde nimeni nu comunică cu nimeni, părerile sunt contrare. S-au întâlnit ei, miniștrii de interne, s-au întâlnit acum 3 zile, după mai bine de o lună de când există acest flux masiv. Păi ce putere decizională, ce viteză, ce operativitate, ce eficiență decizională când se întâlnesc după o lună. Nu există vacanță în conducerea unei țări. Milioane și sute de milioane, 500 de milioane de oameni câți are Uniunea Europeană, nu ascultă, nu e explicația bună pentru ei, am fost în vacanță. Evident, evident. Asta este primul lucru, prăbușirea acordurilor de la Dublin, prăbușirea tratatului asupra spațiului Schengen și prăbușirea inclusiv a politicii ONU și NATO în legătură cu migranții, imigranții, refugiații lui ONU și problema de securitate a lui NATO. A doua problemă pe care vreau să o... Deși NATO, într-adevăr, a prins la summitul de la Cardiff, cum bine a subliniat, a prins problema asta a migrației. Dar de atunci este absent total din această problemă. Absent, într-adevăr, dar Uniunea Europeană e băia mare, copil mare, ca să descurce singur, credeam noi. Al doua mare, în afară, a treia, de fapt, că prima am spus factorul declanșator, care mi-este foarte, foarte neclar. Asta e că factorul declanșator... prăbușirea Uniunii Europene și, în al treilea rând, suportul mediatic extraordinar în favoarea acestor imigranți. Ați văzut și manipularea cu copilul de 3 ani și așa mai departe. Mie mi se pare că acești copii, acele femei care strigă isteric, ați văzut foarte bine când e înghesuială, acești copii care sunt ridicați, aruncați peste garduri, ridicați în brațe și așa mai departe la înghesuială, sunt folosiți pentru, adică dintr-un singur caz, să face o regulă. Și acoperirea asta mediatică, cum să spun, sprijinul ăsta mediatic este fantastic. Chiar dacă aici Rusia are și ea efectul ei, are influența ei, este prea puternic și ceea ce dovedește că este un element împotriva Europei, un element pro-globalist care, ca să trebuie să subliniem, să punctăm lucrul ăsta, globaliștii au marcat un punct foarte puternic. Mare parte dintre acești migranți sunt migranți economici.
cam o cincime, într-adevăr, spune și Frontex-ul, spune și Eurostatul, da, nu știu, cam o cincime sunt din zone de război. Dacă, pentru o viață mai bună. Numai toate interviurile spunea pentru o viață mai bună, ceea ce înseamnă prins, că este aproape complet din discuție, oricum, din, este complet din discuție. Cei din Serbia nu sunt, sunt refugiați de război. Sigur că da, sigur. Sunt oameni în căutarea unui trai mai bun. Dar mă îngrijorează foarte mult această permisivitate de a intra și ca emigranți economici, de a căuta o viață mai bună. Dar și 1,5 miliarde de indieni dacă ar vrea o viață mai bună. Dar și 1,5 miliarde de chinezi dacă ar vrea o viață mai bună. Adică se creează un precedent extraordinar de mare. Atunci de ce mai sunt statele? De ce mai sunt frontierele? De ce mai plătim impozite pentru să ne asigure securitatea și ordinea publică? De ce cei din Neagra Sărăcie și cei din România nu ocupă mâine... În altă parte. Nu, altă parte. Astea, piața din fața primăriei, să primească drepturile egale cu ale unui migrant. Vilele din primăverii sau nu știu ce vile de la munte, de la mare. Să primească. Adică asta dereglementează tot. Asta strică tot. Asta răstoarnă orice regulă. Acum, eu vreau să vă spun ceva, nu țin partea nimănui, că nu-mi permit nici măcar în calitatea mea de... Era vorba de o discuție rațională. Eu nu mă pricep la problemele acestea. Dânsul are mare dreptate și eu zic, bă, la proste, că sunt mai fricoasă, așa, și îmi place ordinea. Pe de altă parte, însă, să știți că am văzut, în mod cu totul excepțional, că am aflat după Revoluție că în presă există good news, no news, adică știrile bune nu sunt știri. Bine, fiindcă la ei funcționau societățile, înțelegeți, adică n-aveau mari răsturnări. Și atunci ce să-i spui aluia? Trebuie să-i spui că nu știu ce, cu copilul, problemele emoționale. Pe de altă parte însă, am văzut un, o să ziceți că sunt socialistă, sunt om de stânga ca intelectual. Nu, am văzut un reportaj, ca oamenii să înțeleagă totuși și lucrurile, cum să spun eu, nu teoretizate și declarate, ce? Am văzut un reportaj pe TVSENC despre muncitoarele din Bangladesh. Știți că românii de multe ori se spune, s-au închis fabricile, păi da, pentru că se lucra în lon, în domeniul ăsta, cu haine, nu știu ce, și când s-a deschis mai departe, s-au dus mai departe și făceau grevă. Costuri mai mici. Costuri, da, dar costurile acelea erau atât de mici. Deci, 50 de franci elvețieni, 10 ore de muncă pe lună. 50 de franci elvețieni fac... Cam 50 de dolari, aproape. 400 de lei. 400 de lei. Da. Nu mai poți să ai muncitor în România cu 200 de lei. 200 de franci, 4 milioane. Nici, adică exagerează și asta face știți cine? Suedia. H&M. Harnie ieftine. Și v-aș pune aici o problemă care mă frământă de mult pe mine. Nu că neocolonialism. Da. Acesta este capitalismul. Da. Așa arată. Capitalismul. Așa arată, da. Asta este natura capitalismului. Dar eu vă pun o problemă ecologică. Nu că aș fi ecologistă. Fostul meu soț are doctorat în ecologie. Nu știu de ce Petre Roman nu e folosit. Dar, știți, m-am dus cu Oana și a cumpărat, cred că nu eram în România, eu n-am ieșit de 8 ani, un sac de haine. Și a spus, Oana, dar cum atâția bani? Știți, sacul așa. Ce nu, mama, toate au costat 100 de euro. Și atunci am avut imaginea unui glob pământesc din care ies toale, boarfe, fiare. De ce ne trebuie 5 mașini, 3 mașini? De ce le schimbăm la 2 ani? Consumerism. Păi, asta e o exagerare. Este o exagerare. Trebuie schimbat, sigur. Asta știu. Știți foarte bine, domnul profesor, că noi răcim soarele. Răcim soarele în mod irațional. Da, asta merge lumea. Dar merge prost. Nu mai merge. Nu mai merge, s-a oprit puțin. Problema este... democratic, spunem și noi. Puteți să impuneți o altă formulă de viață? Nu, dar aș dori mai multă informație și ca să înțelegem mentalitatea altor popoare care, de exemplu, o să ziceți că sunt localistă. Ce vedeți dumneavoastră minunile alea făcute, de exemplu, în Dubai? Dau un exemplu popular că e mai cunoscut. Domnilor, Dubaiul își ia din PIB lumea și au petrol și fac, nu? 12% numai din
este asigurat de petrol. Export. Restul este asigurat de gândire, de precepte, turism, de reguli și mai nou de turism. Dar să știți, eu am fost șocat. Gândire, percepte, cum? Ale lor. Da, cum asigură banii? Iată insulele alea și creativitatea. Banii se produc într-o afacere. Au făcut din zona aceea, deci eu am fost în 2004, au trecut. Că din turism se înțelege. Arhitectură, creativitate. Nu uitați că Dubai în 60 era un cort. Să vedem dacă este un model de construit. S-a mutat, eu n-am știut, a știut Petre Roman, practic, au făcut din Dubai punctul de trecere cel mai important cu avioane, cu ce vreți, cu nu știu de escală. Ce. De escală. Da. Ah, da, deci o afacere. Comerț pe baza asta. Okay. Șopurile, șopurile, deci, din Dubai, prețurile mai bune, mărfurile bune. Iarna, schiu, acolo, schiu, vara. Da, haide să venim. La Giurgiu suntem. Asta vreau să la Giurgiu suntem și peste două săptămâni dinspre Edirne se îndreaptă o coloană de 50.000 de refugiați. Nu trec de Bulgaria. Eu asta vreau să văd. De ce să nu treacă de Bulgaria? Ei vor opri. De ce să-i oprească și cu ce? Eu asta vreau să văd. Că Bulgaria în Afganistan au început să plângă. Am înțeles. De ce a fost aleasă principala rusă, rută prin Grecia, dacă Macedonia, Serbia și Bulgaria? Aceea tradițională, dacă istorică. Dacă aș fi planificatorul la Moscova, o aleg pe aia și vă spun de ce. Odată pentru că asta este pântecele moale ale Europei, o știu de la George. Istoric, e drumul istoric. Și merg pe unde pot. Deci organizez. Turcia era interesată acum să elibereze un număr mare. Să elibereze, să le dea drumul la un număr. Da. Ce? Pentru simplu motiv că pe de o parte nu este lăsată să-și facă zonă de securitate în Siria. Plus că le puneau gărușcă caldă la greci. Nu. Și au fost trimiși și în Grecia, se da? Poate au Turcia a scăpat de ei. A scăpat, pur și simplu. A închis ochii și a scăpat. Grecia, în situația în care este frustrată în relațiile cu Uniunea Europeană, relațiile bune cu Rusia, deci eu, planificatorul de la Moscova, spun. Da. Ce face Grecia? Îi primește și le scapă de ei. Macedonia are tot un guvern atât cât poate să fie și care a știut și el ce trebuie să facă. Să facă o lege scurtă, treceți repede băieți pe aici pentru că așa i s-a spus să facă. Da. Ce să facă în situația? Și Serbia vreți să-i țină? Nu. Nu. Are cum. Nu are cum. Are cum, dar nu vrea. La mijloc. De ce ar fi interesată să-i țină? Îi trimite către cei care i-a bombardat, da? Da, corect. Da, așa este. Ok. Deci asta este ruta deocamdată. Dar asta este o rută. Planificatorii militari aleg și momentele și traseele. Pântecele moale. Deci vă vedeți că s-ar putea în moment, da, iertați-mă, mai sunt 2 milioane încă în rezervor. Da. Mai sunt 2 milioane și rezervorul se alimentează într-una, mai vin în rezervor. Ar putea să vină și pe drumul ăsta mai scurt acum, da? În Istanbul, Edirne, Giurgiu. Da. București, cu gândul spre Oradea, da? Să ducă în Germania. Ce faceți aici, comunitatea locală? Îi primiți cu brațele deschise, închideți podul, vă stabiliți pânde pe mal să nu treacă cu bărci, că bărcile sunt deja pregătite. Cele 1000 de bărci ca să treacă vor fi pregătite, pentru că e o logistică excepțională. Impecabil. Am auzit pe cineva, un politician român, spunând că nu i-a organizat nimeni, s-a organizat pe Facebook. Imaginați-vă, 500.000 de oameni în pachete de câte 50.000, au telefoane de astea mobile de ultimul moment, au Facebook, în fiecare seară și încarcă telefoanele undeva, au cartele specifice fiecărei zone, au acces la internet și stau în fiecare seară să butoneze. Da. Da? E interesant organizarea, da? Majoritatea au iPhone. Nu știu dacă au majoritatea. Este o organizare, e clar că este o organizare. Este o organizare pe rețelele de trafic internațional, trafic ilegal de persoane sau pe rețelele de astea, de crimă organizat. În tot estul Europei, centrul Europei și Orientul apropiat, cadrul principal al acestei rețele este KGB-ul. Fostul KGB. Deci rețelele sunt organizate, este forma prin care Rusia a câștigat o bună parte din banii din această zonă. Deci din punctul ăsta de vedere este organizare, nu ne interesează deloc să vedem cine e la capătul acela. Allah, Dumnezeu, nu știu cine, îi trimite încoace. Nu ne interesează de ce, doar suntem supărați că unii nu manifestă umanitatea, dar nu vedem războiul informatic, război informațional în care întreaga medie europeană răspunde la comenzile Moscovei.
Nu vedem că această milă este numai acolo unde trebuie, dar nu este niciun... A ieșit cineva în stradă în România sau în Polonia sau în Bulgaria sau la Berlin pentru apărarea migranților, refugiaților de război din Ucraina? Din Nigeria. Nu, din Ucraina, că suntem aici. Din Ucraina noastră. Din Ucraina, că deocamdată Ucraina apără această... apără Europa împotriva acestei agresiuni declarate de Rusia. Deci Rusia ne-a declarat o agresiune, are o componentă militară, ăsta e război hibrid. Are o componentă militară, o componentă informațională, o componentă război psihologic, o componentă de diversiune și toate merg după plan. Noi am răspuns, noi, Uniunea Europeană, cu sancțiuni economice, da? Rusia ce putea face într-o această situație? Ne spună mulțumim frumos? A găsit o altă formă de a ne răspunde la sancțiunile economice. O formă de agresiune. Este o formă la care am citit mai multe declarații și oficiale și neoficiale. Uniunea Europeană este victima propriei sale bunătăți și a propriei sale politici privind imigrația. Ea nu poate răspunde la această situație. Care se numește naivitate, care, credeți-mă, eu lucrez pe zona Orient-Vest de 52 de ani. Există foarte, nu mă refer la ceva concret, foarte greu vestul, mă refer lumea occidentală, înțelege lumea aceea. Adică de multe ori nu că se lasă păcăliți, ei nu cred. Plătim prețul acestei naivități. E sistemul democratic. Aici despre aceste lipsuri, aceste slăbiciuni, aceste goluri, aceste spații albe lăsate de Europa, de Occident în general, în legislația și în sistemul lor politic, ne-a tras de mult atenția Oriana Fallaci, care într-o serie de articole și cărți a spus, ei vor veni, se vor instaura aici și vor folosi toate slăbiciunile noastre, ale democrației noastre, vor folosi drepturile omului, vor folosi dreptul de a-și construi moschei, vor construi dreptul de a se izola, de a se enclaviza în cartierele lor și așa mai departe. De mult s-a atras atenția. Câteva cuvinte vreau să spun despre efectele imediate ale acestui fenomen. În primul rând, cum a spus și domnul Gean foarte bine mai devreme, s-a abătut total atenția de la Ucraina, unde noi avem români, avem populații românești, și războiul sau pericolul este foarte aproape de frontierele noastre. Tot legat de Ucraina, în Ucraina s-a constituit o brigadă de elită pentru a se apăra de români. În zona Lvovului, în zona românească, în zona Cernăuțiului, s-a constituit o brigadă de elită ca să se apere de pericolul românesc. Foarte grav și iarăși a trecut neobservat, s-a întâmplat ieri. S-a anunțat. De asemenea, Federația Rusă de două zile intervine în Siria împotriva ISIS. Cu, știți foarte bine, pe lângă baza de la Tartius și-a dus nave și la Latakia, a adus avioane, a adus blindate, a adus și soldați combatanți și instructori. Deci este hotărâtă să rupă cu ISIS, să învingă ISIS. Imediat au sărit în sus SUA și Israelul. SUA a zis că de ce au intrat în să-l apere pe Bashar. Iar Israelul, Netanyahu, a fost ieri la Moscova, trap săltat, s-a dus să vorbească cu Putin neapărat ca nu cumva aeronavele israeliene care patrulează și ele deasupra Siriei să se ciocnească sau să se puște friendly fire cu aeronavele rusești. Adică au grijă mare ei la aceste aspecte amănunte tehnice și de ce îl apără pe Bashar. Va să zic că cine lovește ISIS, într-un mod direct sau indirect, de fapt îi deranjează pe alții, ceea ce este inadmisibil. ISIS este creația Arabiei Saudite, care este principalul și al Iranului, care este Arabia Saudită, măcar este cel mai important aliat al Statelor Unite în zonă. ISIS-ul a fost creat, buba principală, nu trebuia război împotriva Irakului. Am
susțin, nu e momentul. Da, poate da, mai da, discutăm. Doamna Vioara, ne spuneți câteva vorbe la sfârșit de emisiune. Extrem de repede a trecut timp. Sunt acum probleme atât de complicate, de complexe, încât e foarte greu să spui câteva cuvinte. Așa. Să dea Domnul și, mă rog, lui Dumnezeu să nu vină peste noi cine știe ce. Dar pentru asta noi trebuie să ne purtăm cum spune domnul general. Sunt perfect de acord. Chiar și cu partea emoțională a mea, dar pe fond, cum spune domnul general. Dacă nu avem reguli, bunica mea din Cluj, refugiată, apropo de refugiat, sunt 40, spunea, mamă, unde nu sunt reguli, învățătoare, nu prințesă. Unde nu sunt reguli, nu-i nimic. Domnul general. Cred că opinia publică românească va reuși să găsească o cale corespunzătoare pentru a impune autorităților o atitudine responsabilă. Sunt convins că există resurse în rândul, la nivelul autorităților române, să găsească soluții de asemenea corespunzătoare. E clar că forțele de ordine românești trebuie să înțeleagă clar că au dreptul și datoria să acționeze conform intereselor și conform legii și ar trebui, dar asta este o chestiune destul de urgentă, ca România să găsească rapid guvernul României o cale de cooperare urgentă cu Ungaria. O cale de cooperare, lăsând la o parte orice dispută, o cale de cooperare, pentru că Ungaria deocamdată dovedește că e singura care apără Europa. România trebuie să apere Europa ca să apere pe sine. Evident, și cu Bulgaria. O cooperare cu Bulgaria este absolut obligatorie în acest sens, iar giurgiuvenii cred că vor ști ce să facă dacă vor întâmpina o astfel de situație. Deocamdată suntem feriți. Mi-aduc aminte dintr-o carte ce făceau 80.000 de goți la anul 378, cam așa ceva, când din cauza presiunii hunilor cereau să treacă Dunărea cam între Giurgiu și Oltenița pe timpul împăratului Vales și romanii nu-i primeau. Erau un sens. Poate că goții aia de fapt erau geții, aici sunt alte discuții, dar nu intrăm în aceste discuții acum. Noi am avut șansa și ocazia ca seara asta să auzim câteva păreri extrem de competente de la niște oameni valoroși, specialiști de prim rang în meseriile pe care dumnealor le practică. Stimați giurgiuveni, vă mulțumim foarte mult, să dea Dumnezeu să avem liniște la Giurgiu, cel puțin din această perspectivă și această problemă. Vă mulțumim, bună seara!